PNBuy, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți cringe. Vino încoace, treci în... Ce Dumnezeu? Treci încoace tu, vacă. Bun, și rămâi fix acolo și acum... Schema din... Percei. Let's go! Mamă, cât de mici mi-a dat! Am uitat că n-am armurat pe mine. Ce s-a auzit, mă? Vaca legendară maro. Exact. Bine, acum nu mai avem... Nu mai avem vaci roșii. E doar una maro și sunt confuz. Ce se întâmplă dacă le pui să facă un pui, gen vaca maro cu vaca roșie? Oh! Da, domnul Mădălin. Ce zici, Pincule? Da, ia zici și mie ce s-a întâmplat cu iarba de la tine de pe teren și cu copacul. Păi am ras-o, am dat-o la o parte, am tăiat-o. Ce-ai întrebat poliția dacă ai voie să faci asta? Păi la mine în curte ce trebuie să întreb pe cineva? Eu zic că da, domnul Mădălin. Păi la mine în curte fac ce vreau. Păi nu există, avem totuși un cod al orașului care zice că fiecare parcelă trebuie să se chinuie să fie cât mai frumoasă, Mădăline. Păi ok, și eu o să organizez eu parcela ca să fie frumoasă, pentru că eu aici o să am construcții, eu nu vreau să am iarbă. Câtă construcții să ai mai, mă, tu extinde terenul, păi, bă, să mai am construcții. Tu știi cât e catul, Mădăline? Ia zi-mi tu mie, știi cât e catul în orașul ăsta? Ce cat? 30%. N-ai voie să ai ocupat mai mult de 30% din teren cu construcție. Ce mai construiești tu aici? Tu ai auzit de reguli de urbanism până acum? Păi da, uite cât a locul e, ce vrei să facă? Păi aici? Da, tu deja ai făcut dita mai acasă, am trecut cu vederea, dar tu dacă mai construiești ceva, n-ai locul efectiv unde? Unde vrei să construiești? Păi o să mai construiesc aici, în față. Păi nu ai voie, e prea mult, Mădăline. Păi și ce îi spune tu ca să construiesc pe aici? Păi ce vrei să construiești? Nimic, trebuie să lași drumuri, cărări frumoase, iarbă și copaci. Păi lasă că copacii ăștia cresc ei de la sine, dar așa e prea urât cu iarbă, nu mai văd garaje de iarbă. Nu, cum e? Care garaj, toma, ăla de acolo? Păi nici n-ai drum pentru garajul ăla, Mădăline, tu păi știi? Păi o să-mi facă, trebuie să fac ăsta aici. Păi vreau să... trebuie să astup. Vreau să văd un drum frumos și aici, pe stânga și pe dreapta, vreau să văd iarbă, Mădăline, că altfel înfunzi pușcăria. Păi pușcărie pentru iarbă, nu se exact. Poate așa ceva. Păi normal, cum adică? Nu, ce? Nu ai cum, arată-mi pe legea. Ba da, pentru iarbă, gen, ba da, da. Sunt 100% sigur că am voie să te bag în pușcărie. Ce animalul ăla sechestrat acolo în colț, ha? Arată-mi legea și dovada că pentru iarbă poți intra la pușcărie. Îți arăt doar noua pușcărie. Dacă vrei să vii să o vezi, îți dai o părere. Hai. Și te bag în ea dacă vrei. De bune, am muncit destul de mult pentru ea. Nocivanul l-a pus pe Danny Dan să o facă, dar ghiși ce s-a întâmplat. Capibara. Ce s-a întâmplat? A băgat pe el? Nu, Danny Dan n-a mai intrat de 5 zile sau ceva și n-a făcut nicio altă pușcărie, așa că a trebuit să o fac eu. Da, păi, ai lipsit și primul lucru pe care l-ai făcut a fost să încalci legea, nu, Mădăline. Păi da, mă, dar sunt pe parcela mea, adică păi nu trebuie știu, să fac ce dar vreau. nu ai voie pe parcela ta, Mădăline, există totuși, ți-am zis, reguli de urbanism. Vino, mă, să-ți arăt aici. Nu are nimeni voie nici să filmeze, mai ales pe teritoriul tău. Păi ce, eu am venit să filmez la tine acolo, am venit păi numai să te trag de ureche. Păi nu, că tu ești polițist, dar zic așa. E, ba da, cum, uite așa. Nu, mă, nu. Asta e o intrare și aici punem o altă intrare, uite așa. Iar tu poți să stai gen aici, te rog, pentru câteva secunde? Nu, mulțumesc, nu intru. Stau nu vrei aici, să... Da, voiam să-ți arăt ce se întâmplă dacă nu pui iarbă la tine pe teren. Vreau să văd tufele și copacii, Mădăline. Păi o să construiesc pincule deocamdată. Bă, tu n-auzi că n-ai voie să construiești clădiri, deci... gata, încalci putul. Capul e mai frumos și putu. Ca să fie clădiri decât să fie iarbă și boschetărie. Nici n-ai păstrat retragerile față de gard, Mădăline. Aoleu. Cum adică retragerile față de gard? Mă, Mădăline, tu nu știi ce la urbanism? Cum adică nu știi ce sunt alea retrageri față de gard? Adică să fie diferența între gard și... Ți-ai făcut casa fix la gard. Păi dacă ai parcela, ce vrei să fac? Păi unde bani exact. Ca să mă stai? Păi de unde? Muncește, Mădăline, că altfel înfunzi pușcăria asta. Îmi fun pușcăria, se evadează, ia uite e pușcărie pe care să nu o evadezi. A, ai de gând să evadezi, zici tu, a? Păi nu că deocamdată n-am făcut nicio ilegalitate, dar zic că se rezolvă. Deocamdată, ai oricum o bilă neagră pentru terenul ăla, pune-mă iarba la loc, mă. Nu merită, mă, Pincule, bă, uite dacă mergi la tine acasă numai boschetărie. Păi și ce, e frumos, e natură, e... urât, nu vezi nimica, nu distingi nimica, nu vezi casă, nu vezi cum nimic. Nu vezi casa? Se vede casa de la o poștă.
Păi se vede că e mare așa, uite, dar exemplu cum e, uite, uite ce frumos e aici, la el de ce n-ai venit să-i spui de iarbă și de păi port? Și, și pe da. El trebuie să-l luăm în primire, cu prima ocazie când îl vedem îi punem iarbă pe teren. Păi da, dar uite, vezi ce frumos e așa fără iarbă. Păi, nu, e oribil, cum adică, uite-te aici, bă, aici e frumusețea, uite. Uite câtă iarbă e, uite câtă boschetăria. Păi și ce are, mă, boschetăria asta? Păi nu-i bine, uite, ai aici... Cât doi pereți ai iarbă aici? Păi e iarbă frumoasă ca să nu vadă vecinul când vine pe stradă, să nu mă vadă în casă dezbrăcat, înțelegi? Da, de asta e iarbă aici. Ce mai contează? Păi cum adică ce mai contează? Că mă fotografiază, mă pune pe TikTok, mă dă line dacă stau gol. Și de asta trebuie burienile. Ia uite aici frumos. Bă, uite ce junglă frumoasă aici în spate, bă. Uite, nu te stingi nimic. Cum adică nu te stingi? E un drum pe jos, e un drum pe jos. Nu vezi drumul, cum adică? Ha. Ia că mă duc eu să scot armamentul greu dacă nu vrei să pui iarbă. Stai păi nu tu. Pun iarbă, mă, n-are sens. Scoatem armamentul greu. Mâinile sus, Mădăline. Aolo. Avem și arme. Avem și arme. Pam, pam. Mamă, ai găurit peretele. Da. Hai, să văd iarbă la tine pe teren în seara asta. Hai, te pup, salut. Bă, nu merge așa, nu merge așa cu armă, muniție, cu frăjel. Bă, tu vrei să, vrei să trag în tine, gata, să vezi ce damage dă, ha? Nu, nu, pleacă, mă, dă, hai, hai, pleacă de pe terenul meu, hai, să nu te mai văd. Ia uite-l, mă. Lasă că mai vedem noi. Nu vrea, mă, să pună iarbă pe teren, lasă că... Mi-aduc masă. În fiecare zi... Deci fiți atenți ce fac, o să mă duc, o să fac rost de multe oase. În fiecare zi când nu-l văd pe Mădălin acolo, îi pun iarbă pe teren. Până când o să-l văd că nu mai strică. No way. No way. Oh my god, a furat concrete de la mine. Oh my god, a furat concrete de la mine, oameni buni. Oh my god. Oh my god. Gata. No, s-a zis cu el. S-a zis cu el, a furat. Mădăline, ia dă-te tu jos de acolo. De unde ai, mă, tu concrete-ul ăsta alb? Păi l-am făcut, eu l-am prelucrat. A, da? Și de ce mi lipsește? Vrei să-ți arăt pietrișul și cu nisipul? Păi și pe alea, hai, nu-ți mai cer să-mi zici pe alea de unde le-ai luat. Pe care? Ce să le iau? Bă, tu ești sigur că n-ai furat de la mine din chest, mă? Foarte sigur, uite, vrei să-ți arăt pe jos, uite, da, arăt nisipul, ți-arăt pietrișul, tot ce vrei. Și colorant, am oase, am 49 de oase. Capibara. 49 de oase are el. Mă, noi n-aveam acolo, nu se poate, mă, nu se poate, mă. Mă, eu n-aveam aici white concrete powder, mă. Mă, eu aveam aici white concrete powder, n-aveam? Bă, ce minte omul ăsta, mă. Doamne, ia stai, mă, tu așa că... Am zis, bă, nu, stai că poate chiar așa e, hai că mi-arată aia. Auzi, Mădăline, știi ce s-a întâmplat cumva cu niște white concrete powder de la mine de acasă? Stai că nu știu ce înseamnă white concrete powder. E adică... ce pui tu ca să-l transformi în... Aoleu, blocurile albe de nisip pe care le transformi... Betonul uscat alb, cum scrie la mine. Da, 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 nu le-ai furat păi cumva de la mine? Păi ăsta l-am făcut eu acum, gen proaspăt din subsol. Bă, tu ești sigur că nu le-ai furat de la mine? Ia vino încoace. Pe cuvânt, uite, uite, uite că ți-arăt aici să vezi stack-uri de, uite, 64 nisip, uite, fii atent aici, ia uite. Păi și bun, uite cu ce mă ajută pe mine aia? Că eu aveam niște blocuri de alea și nu mai sunt, ia zi. Eu ce să cred? Nu mă interesează pe mine că ți-a dispărut ție, da, ce am făcut eu aici. Ia vino încoace la poliție să discutăm o treabă. Eu spun ce am făcut aici pe plantația mea, ce am făcut în subsol. Mhm, da. Nu știu, mă, Mădăline. Dacă vrei, acum îți fac altele, să vezi. Păi sau da, da, întrebarea e de ce le-ai luat pe alea de la mine. Eu asta nu înțeleg, dacă tu puteai să faci. Nu am luat nimic de la tine, eu le-am făcut singur la mine acasă. Ești tu sigur? Foarte sigur. Ha. Bă, Mădăline, nu știu ce să zic.
Hai, ia un loc pe scaunul ăsta de aici din față. Așa. Nu, pe ăsta, că ești prea departe acolo și nu pot să te nimeresc direct în cap dacă traumă. Bă, Mădăline, mă, ce mă fac cu tine? Ce ne facem, domnule polițist? Bă, Mădăline, eu știu, citesc în ochii tăi că ai furat de la mine white concrete powder și știu, pentru că te-am văzut punând blocurile și am zis, mă, eu știu că aveam acasă, ia să mă duc să verific. Și ghiși ce? Nu mai erau acasă, Mădăline. Păi nu știu, domnule polițist, nu mă întrebați pe mine, dacă era să fi furat în mod normal, furam și ceva mai de... Nu, dar nu mi-ai zis tu că ai căutat la un moment dat ceva în chesturi și n-ai găsit? Eu zic că de data păi asta poliție, că ai nu găsit. La tine acasă. A, la poliție, dar tu parcă ai zis că n-ai căutat în chestul de la poliție, te-ai prefăcut că nu erai cum pe aici. Cum n-am căutat? Am zis mai devreme că am căutat, dar n-am găsit ce voiam eu. A, și dacă găseai ce făceai? Furai așa pur și simplu, fără să întrebi. Păi dacă găseam, vedeam acolo un chest și vedeam și veneam la tine ca să te întreb dacă poți să-mi dai. Că știu că acum mai nou poliția poate să ajute localnicii să construiască. Bă, Mădăline, nu te cred, iar tu ai și antecedente, zic cum facem. Antecedente? Vrei să stai 10 minute la carceră? Că sunteți dumneavoastră polițiști, n-am avut niciun antecedent. Păi exact, adică, dar înainte de aia nu te-am văzut eu furând de nu știu câte ori, Mădăline? Păi da, dar ce e în trecut, în prezentul... Trecutul e la fel de important ca prezentul și viitorul, Mădăline. Păi da, păi prezentul, uitați-vă ce am făcut acolo, totul pe spinarea mea, casa. Ce ai făcut? E o casă. E un subsol, e o săpătură, e o gaură subsolul tău, Mădăline. Păi e o gaură, dar o să fie viitorul acolo. Bun, vină încoace cu mine. Intră aici. Vină încoace. No, chef, alo, ce cotrobăi prin cesturi, treci încoace. Nu cotrobăi. Mamă, îți mai bag 5 minute. Intră aici așa cu patul tău, hai. No, am o altă idee, no, vină încoace. Aici e mai bine. Da. Intră acolo. Gata. Trebuie să stai aici 15 minute, Mădăline. 15 minute e prea mult. Îți dădeam 10, dar ai început să cotrobui și prin chesturile de sus, așa instant. Păi ai... n-am cotrobuit. Când am mers, gen, în loc să apăs pe ușă, am apăsat pe chest. Da, vezi tu, Mădăline. Tu nu înțelegi la ce am lucrat eu aici. Asta e opera mea de artă. Înțelegi? Da, e cel mai frumos lucru pe care l-am făcut în viața mea. Este o celulă din care nu poți să scapi, Mădăline. Am înțeles. Hai. Păi și dați-i mai puțin măcar. 15 minute, fii atent cât e. E și 51, pam pam. La și 6 minute o să te scot de aici. Dacă te mai prind furând, următoarea pedeapsă e o oră întreagă. Păi nici nu mai prins furând măcar. Te-am prins pentru că știu că aveam acolo așa niște stack-uri de white concrete și după aia au dispărut. Și tu ce făceai? Puneai stack-uri de concrete și le transformai în concrete. Nu e adevărat. Dacă bine, nu aveți nicio dovadă pe cameră sau așa mai departe, n-aveți cum. Bă, Mădăline, nu există, mă. E cuvântul meu ca polițai împotriva cuvântului tău și uite, ai un târnăcop la tine? Nu. Nu ai un târnăcop la tine? Păi l-am lăsat acasă. Vrei să mă duc să ți-l aduc ca să încerci să scapi? Păi dar nu vreau să scap, eu sunt corect. Bine, hai, uite, te las, încearcă să scapi cum vrei. Sunt sigur că ai târnăcopul la tine, că nimeni nu-l uită acasă, dar hai, încearcă. Punem iarba aici frumos, să fie frumos la Mădălin pe parcelă, exact. Lui Mădălin nu-i place natura și frumusețea, așa că m-am gândit să îi băgăm cu forța frumusețea. Să luăm ăștia și fii atent, o să-i plantăm până și un copac. Îi plantăm când o să iasă din pușcărie în 11 minute, va veni aici și va vedea că are până și un copac. Hai! Capibara. What? S-a părut mie sau am văzut ceva? What? Am înnebunit? What? Cum? Cum a scăpat? Era indestructibilă.
Era efectiv indestructibilă, nu pot să cred așa ceva. Ok, dude. Punem sechestru pe casa lui Mădălin, gata, s-a terminat. Păi nu vrea el să stea la pușcărie. Fuge. Fuge, complotează, aduce în jurii organelor de poliție care sunt eu. Eu sunt un ficat de poliție. Nu se poate așa ceva. Îl așteptăm în oraș, trebuie să se întoarcă. Era ieșit de un sfert de oră deja de la până aici, at păreri. Era ieșit de un sfert de oră. Putea să fie liber acum. Alo? Ce? Cine sapă acolo și-a jos, mă? Alo? 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 Alo, Mădăline, ce faci? Mâinile sus, predă-te acum! Predă-te, am zis că trag! Ok. Gata, 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 mă predau. Hai că te predai. Ai zis că te predai, domnule. Păi gata, gata, mă predau, gata, nu mai trage. Cu blocul? Scoate blocul. Urcă sus, hai. Hai, vreau să dar te văd urcând sus. Aici? S-a văzut numele de la o poștă în primărie. Mădăline, tu în primărie vrei în primărie, să intri? Dar ce căutai, ce căutai aici? Eu survolam tot orașul. Aia, hai, survolai tot orașul. Urcă sus, urcă sus. Stai să mănânc, stai să mănânc. Stai. Urcă sus, hai. Urcă sus, că cu level 5 puteam să te și omor acum, chiar. Hai, urcă să-ți arăt noua schemă. Nu o să mai scapi tu din pârna aia, iar dacă scapi, oricum ai încurcat-o. Hai, vino cu aia. Ți-a plăcut schema 2.0? Da, schema 2.0 nu mai merge la noua zi. Închisoare updatată. Hai, mergi. Ia. Dar o să am și o rugăminte de la tine de data asta. Ia spune. O să arunci afară din inventar armura și sabia înainte să intri acolo. Păi de ce? Pentru că se confiscă în mod normal când intri la pușcărie. Eu am fost blând cu tine și efectiv te-am lăsat cu alea că am zis că înțelegi că 15 minute nu ești cine știe ce, dar ai fugit. Așa că hai, acum facem lucrurile cum trebuie, să nu te văd că deschizi vreun chest. Să vedem. Dar trecut a fost din greșeală, deci mi-a dat 5 minute degeaba. Degeaba zici, ha. Bine, bagă în cutia aia armura de pe tine. Că n-am loc. E cam. Să se facă. Uite, vezi că se poate și bine, Mădăline, dar acum avem belea. Ia zi, cât să te lasă în pușcărie, că puteai să stai doar 15 minute și n-ai vrut. Armura și sabie, e bine? Da, nu, tot. Și ghiozdanul. A, și ăstea. Pune ghiozdanul acolo. Ce ghiozdan? Ghiozdanul pe care l-aveai în mână acum 3 secunde, Mădălin. Păi n-am niciun ghiozdan. Cred că nu știi ce înseamnă tier 5, Mădălin. The Wanted. Pune totul acolo sau le iau cu forța. Au, stai că m-am pus ăsta pe aici. Măcar să-mi iau lampa înapoi. Da, ți-am văzut ghiozdanul în mână și îmi zici mie că nu ai ghiozdan. Câtă viață mai ai? Stai că-l pun. Bag acolo, aia, și așa ai scos din el tot ce se putea. Hai, ce, restul armurii, bag acolo. Ia dă-mi tu, cum ai ieșit chiar? Ce să ies? Din pârnaie, prima dată, intră acolo. Nu știu, am alunecat printre gratii. Printre gratii, dar de când ești tu atât de mititel? Păi am slăbit, am făcut spor mult. Ai slăbit, aoleu, ți-am pus una și aiurea, ia. Hai, ia mai încearcă acum să scapi. Sunt chiar curios cum faci. Păi nu vreau, că acum am obosit, vreau să mă odihnesc. Da, ceva îmi zice că o să stai destul de mult timp acolo. Nu e problemă, am telefon la mine, mă joc pe telefon. Te joci pe telefon? Fii atent, peste o oră când mă întorc aici vreau să te văd. Dacă nu te-am văzut, următoarea dată când te văd prin oraș, ești mort direct. O oră, e mult o oră. E mult o oră? Păi zi, mersi mai că nu puțin, te bag 24. Mai puțin. N-ai vrut 15 minute, Mădăline. Următorul tir e de o oră. Ce facem? Capibara. Păi nu e bine, că m-am predat până la urmă. N-am mai fugit. N-ai mai fugit. După ce am tras în tine, nu mai aveai viață. Câtă viață mai aveai?
Mai aveam vreo 4 inimi. 4 inimi. Trebuia să ți-o dau acolo tare, Mădălin. Trebuia să dau în tine până nu mai erai. Dar n-a fost corect, că efectiv... Ce n-a fost corect? M-ați urmărit după spusele Dumnezeului sau după ce spuse m-ați urmărit? Despre ce vorbești, mă, că îi făceai mare zgomot sub primărie. Se auzeau de la o poștă. Că erai pe acasă, pe la mine, pe la primărie. Păi m-am tot dus peste tot, cum adică? Tu te-ai găsit fix în mijlocul orașului să ieși afară din pământ? Păi da, pe unde fix în mijlocul orașului, nu, fix în... Aoleo. Nu se punea problema ca tu să fii fix pe acolo pe unde ies eu. Dar orașul e mic, Mădăline, despre ce vorbești? Păi o fi mic, dar sunt multe colțuri prin oraș. Păi și tu ai ales să vii în mijloc, nici măcar într-un colț. Fii atent, când mă întorc peste 15 minute, când mă întorc peste 15 minute, aici să te găsesc. Da. Ai. Auzi? Da. Să vedem ce mi-ai dat tu aici. Ghiozdanul ăsta ce are? Mamă, e plin de gunoaie. Vrei să nu fur ceva din el, că știu ce am acolo. Am bani. Mamă, 105 năsoși, ha? Păi nu știu, Mădăline, se vorbea ceva și de o amendă. Nu e amendă, nu e așa. Fără amendă, fără amendă. Păi da, atâta timp cât la pușcărie, ce folos? Ești la, păi cum adică folos? Păi dau amendă și ies la pușcărie. Ne trebuie fonduri, nu funcționează așa, Mădăline, amendă păi, și da, pușcărie. Păi da, plătesc cauțiunea și ies la pușcărie, la ce să mai fac? Hai că funcționează așa, nu funcționează așa. Păi, ori plătesc și ies de aici, ori stau aici și mi-i spășesc pedeapsa. E, da, bă, nu știu, acum tu poți să ieși, itemele astea oricum au rămas la mine. Ia să vedem ce aveai tu pe aici, da? Itemele astea au rămas aici și nu mai ai ce să faci decât când o să îți treacă timpul, o să vin eu să ți le scot din crate. Bun. Ai, bă, nu dai mă cu Mădălin hoțu, bă. Trezirea, deținut, Mădăline! Gata, domnule polițist, stați așa că nu mai ți-am câștigat acum un meci blană rău de tot. Am văzut, te jucai acolo, ai câștigat meciul, mamă, nou joc. Cum e? Cum a fost la răcoare o oră întreagă? N-ai vrut să stai 15 minute? Uite, vezi ce s-a întâmplat? E bine că am dat banii pe telefonul ăsta și că măcar m-a salvat. Auzi, ia, fii atent, ia întoarce-te cu ochii la perete, hai. Ia. Gata. Poți să ieși, Mădăline, dar dacă te mai prind că faci fără de legi, dacă te mai prind că furi, următoarea închisoare e pe perioadă de o oră întreagă, nu, de o zi întreagă, Mădăline, nu o oră. O nimica toată. Hai, vrei să vezi schema din Berceni? Mare flash ce i-am dat. Da, degeaba, că ai fugit, bă, pincule, bă, te văd pe hartă. Yes, am fugit și dacă îl mai văd că fură, trag în el până îl găuresc, o să fie ca motanul Tom, când în Tom și Jerry la un episod curgea apă din el din mai multe locuri, era, na. Hai să-i scoatem astea de pe plot, eu zic că și-a învățat lecția, probabil că nu, dar v-am zis la următoarea tură când îl vedem că fură, o zi întreagă vreau să stea acolo in game. Domnule Pink! Silent? Stați! Ce e cu arma? Tu mâinile sus, trebuia să fii la pârnaie! Nu! Ok, glumeam, deci, domnul Pink. Deci, lasă arma jos! Poftiți arma! Stai, ai de gând să o predai așa, pur și simplu? 2 secunde, gata, nu am armură, sunt efectiv în momentul n-ai, de față. N-ai răgușit un pic? Silent, ce s-a întâmplat? Da, am răgușit puțin, am țipat, am fost la niște roller coaster în Germania. Deci după ce ai fugit din pușcărie, ai mers la roller coaster. Exact. Am spart toți banii. Ok, Pink, pot să fiu sincer cu tine? Spune. Am pierdut toți banii la mașinuțe. Mamă, ce trist. Gen, e m-am Silent. M-am dat mașinuțele alea, știi mașinuțele alea mici de te dai pe ele? Mm-hmm. Hai, o să vin încoace să-mi povestești la secție. Da, te rog, mi-e frică cu armă. Fii atent, las-o la îndemână, dar nu o țineți spre mine, te rog eu.
Hai, păi mergi ca să poți să... Promit, uite, îți dau armura dacă vrei. Armura, nu, lasă, că o să o predai acolo la secție. Ia vină încoace să discutăm. Tu mai știi ce ai făcut ultima dată? Știu ce am făcut, dar treaba e în felul următor. Am mers la un călugăr. Călugăr? Da, am fost la un călugăr și m-am spovedit de toate păcatele și vreau să-mi recunosc fapta. Ok, hai la secție să discutăm exact despre fapte. Acum mergem, ok? Ia, uite, îmi pare nici foarte rău. Dar oricum o să scapi ușor, Silent, că uite, vezi, nici pușcărie nu mai avem. O să vezi, o să nu fie foarte frumos. Nu mai avem pușcărie? Ah, o să fie foarte frumos. Deci nu mai avem, ok, ping, nu mai avem pușcărie. Da, știu, dar hai la secție să-ți arăt. Ok, bun. Vreau să-mi recunosc fapta și vreau să-mi cer scuze pentru faptele pe care le-am făcut. Și sunt dispus să fac muncă în folosul comunității. Ce-ai făcut, Silent? Ia un loc acolo pe scaun, nu te ridica încă. Ok. Îți mai aduce aminte exact ce-ai făcut? Adică, ca să punem în perspectivă, să trecem în revistă tot ce-ai făcut, ca să vedem dacă niște scuze sunt suficiente. Ok. În primul rând îmi cer scuze și sunt dispus să fiu un cetățean model, bun și să ajut comunitatea. Vreau să fac muncă în folosul comunității și tot ce este necesar pentru a-mi ierta păcatele. Ți-am Ia zis, vedem. Am fost la un călugăr, munții Bucegi și m-a călăuzit spre mai bine. Nu era fabrica aia de bere pe acolo, mă? Eu cred că tu te-ai dus... Lasă. Am trecut și pe acolo. Fii atent, avem așa. 3 crime, după care încă 3, deci total 6. L-am mai văzut toată pe Danny Dan de vreo 2 ori încă... Da, ok. Vino încoace cu mine, Sinner. Pardon, Silent. Nu mă cheamă Sinner. Te cheamă Silent, exact, asta am zis și eu. What, ce aici? Unde mă duci? N-ai tu treabă. La mașinițe. Vino încoace, vino încoace, Silent. Sinner. Da. Silent. Vino să-ți arăt. Nu ai băut cafeaua de dimineață. Ești răgușit și bă, nu știu, mi se pare așa că sunt cam ciudat. Da. Bun, okay. fii atent. Uită-te ce este sub patul ăla, te rog. Ce e sub pat? Stai că nu... Capibara. Poți să ridic puțin patul? Da, sigur, poți să ridici. Uită-te pe acolo, vezi. Nu e nimic sub pat. Nu e nimic, zici? Nu e nimica. Uite, stai. Bun, că pun... fii atent. Uite, cum vine... facem. Ce, mă? O să mă întorc. O să-ți dau 15 minute să te gândești la toate crimele pe care le-ai făcut. Nu, 15 minute, fac orice. Domnul după polițist. După care mă întorc și vreau să-mi spui ce ești dispus să faci pentru oraș. Orice. Apropo, vezi că o să fie și amendă mare, că ți-am zis 9 crime. 9 crime au fost. Oh my god. Păi și am o întrebare, dacă nu am bani să plătesc, îți dau toți banii mei. Bă, dacă dai toți banii tăi, oricât de puține ar fi, e bine, că nu mai ai niciunul și asta o să mă facă să mă simt bine. Dar uite, fii atent cum facem. Nu ți-am luat niciun item, ești liber să încerci să scapi din pușcăria asta. Și dacă reușești să scapi, te las să scapi fără să-ți mai fac nimic. A, deci poți să scap. Da, poți să, ia, scapă. Bă, Ping, bă, eu sunt un cetățean bun acum, nu o să scap pentru că știu că o să-mi dai mai mare pedeapsa. Nu, pe bune, dacă reușești să scapi de aici, dar fără să folosești cheia poliției pe care o am doar eu. Pe undeva, uite, am găsit-o. A, pe bune chiar, eu am o cheie specială cu care te pot scoate de aici, știi? Ce se întâmplă, Sinner? Stai puțin. Băi, de unde ai luat ăstea? Nu mai poți să minezi? Eu pot, uite, am minat aici, uite, vezi? Băi, ce e aici? Ce ați făcut cu închisoarea? Măi, Silent, n-ai itemele bune la tine? Ultima dată ai putut să scapi când te-am adus aici, nu? Eram o altă persoană, Pink. Știu, și acum asta este o altă închisoare. N-am înțeles. Bun, bine, fii atent, o să stau aici. Da, o să mă aștepți aici și când mă întorc vreau să lucrăm împreună. Eu o să fiu ca psihologul tău și o să-mi spui exact ce vrei să faci pentru oraș și cât să fie amenda, că ai zis că plătești cu toți banii, că nu ai mai mulți. Ok. Apropo, cât cineva a furat toată benzina din benzinărie. Ce?
Să stea acolo să înfunde pușcăria. O să ne întoarcem noi în 10 minute. 10 minute. Că i-a mai răpit niște timp acolo cât am vorbit cu el. Bă, youtuberii ăștia se cred buni la joc, bă. Youtuberii ăștia se cred șmecheri. Ei cred că pot să fure, să facă crime fără să înfunde pușcăria. Nu, domnule. Am o idee, bă. Ia stai așa o secundică. Nu putem să furăm de la casa lui Mădălin? N-am mai reparat acolo. Haideți să facem o trecere de pietoni aici, fix aici, în casa, lângă casa lui Mădălin, pentru că gen vreau ca el să nu mai trebuiască să treacă strada pe unde nu trebuie, da. Ce? Salut! Cui? Salut! Explică-mi cum. Bă, ai zis, ok, fii atent, ai zis că mă lași. Da, am zis. Deci în mod neironic. Nu mă pedepsești pentru asta. Du-mă la pușcărie și arată-mi cum ai făcut. Ok, promit că nu. Fii atent, am o condiție. Îți arăt exact cum am făcut. Exact. Dar fii atent, nu mă amendezi. Nu te... Amenda tot trebuie să-ți o dau și munca în folosul comunității. Dar nu-ți mai adaug și nu mai stai în pușcărie. Bine, nu mai stau în pușcărie și mi se șterge cazierul. Muncă în folosul comunității să muncă, nu... muncă în folosul comunității fac. Plătesc amenda, jumătate. Okay. Jumătate de amendă, jumătate. Ok, bun. Bun. Explică-mi cum ai făcut. Cazierul. Și mi se șterge cazierul. Și se șterge cazierul. Lasă că trebuie reparat, de asta l-am băgat okay. aici. Ok, ești pregătit? Explică-mi cum. Deci fii atent. Numele meu este Ice Island Magicianul. Ok? Ok. Vreau să-mi deschizi. Păi întoarce-te cu spatele. Ok, o să mă întorc cu spatele. Vreau să-mi deschizi. Să-ți exemplific cum am făcut. Cum ai făcut? Bun, închide-mă din nou. Cum Dumnezeu? Fără să sparg absolut nimic am ieșit de aici. Doar n-ai folosit telefonul. Nu, fără telefon. Cum, fără telefon, fără Ender Pearl? Întoarce-te. Întoarce-te. Ok, dar vreau să văd. Întoarce-te și zic imediat. Bun. Întoarce-te. Ok, sunt întors, nu mă uit. Ai dat Ender Pearl? Nu, nu mai merge. What? Da, cu Ender Pearl am ieșit. Păi, de asta sunt două straturi anti-Ender Pearl, dar tot ai... Am ieșit, fii atent. M-am blocat practic în blocul de sus. Uite, stai să mai încerc. Păi așa... Uite, m-am blocat în... Hopping, mor. Gata, ești liber. Aolo. Okay. Bun. Deci, ai văzut. Deci nu cred că efectiv am pus două rânduri de gratis și nu este suficient pentru că poți să treci cu Ender Pearl-ul prin prima gratis okay, și apoi prin a doua, nu? Ok, ar trebui să confiști orice item și orice Ender Pearl. Am crezut că n-o să mai fie nevoie, am crezut că gata, nu mai poate să scape youtuberii ăștia, dar pot să scape. Bă, nu te așteptai la asta. Bă, eu chiar am crezut că nu se mai poate acum, dar uite... Ai făcut un serviciu mare poliției. Cu plăcere. Și cu plăcere. Promisiunea este promisiune. De acum, știi cum o să facem? O să aducem deținutul, punem să doarmă în pat, după care îl scoatem afară, îi dăm o mamă de bătaie să-și piardă itemele și da, când se spunează aici o să fie închis fără iteme. Gata, așa facem. Ok. Gata. Deci, haideți să luăm loc, domnul Pink. Deci sunt dispus la negocieri. Cazierul meu este șters din acest moment, da? Să zicem că e în curs de ștergere, dar trebuie să faci desigur acea muncă în folosul comunității pentru cele 9 crime. Ok, deci eu în momentul de față am 15 năsoși. Am o bagnotă de 5 și o bagnotă de 10. Fii atent. N-ai mai mărunt. Nu am mai mărunt. Ok, fii atent. Am pus într-o parte, în partea stângă și în dreapta, am pus bagnotele. Tu vreau să alegi stânga sau dreapta. Și eu îți dau practic unde este 5. Pa, nu cred ce... Bă, tu ai ales. Ok, băgăm aici bagnota, amenda. Bun, deci am rezolvat cu amenda, da? Am rezolvat și cu amenda. Acum nu știu, ia zi-mi tu mie ce muncă în folosul comunității crezi tu că poți Fii să atent. Faci? Deci eu vreau să... Fii un cetățean model și poți să-mi dai orice, efectiv, orice ai tu nevoie. Practic, ceva ce e nevoie la poliție, ceva ce e nevoie în oraș,
Uite, pot să mă duc să duc avionul sus, dacă asta este e muncă. Nevoie. Păi... Păi nu, tu poți să mă pui la mai multe sarcini. Stai așa că îți fac acum listă. Bun, fii atent, băi, Silent. Faci prima listă. Dată, prima stai, dată. Stai, mă, că mă duc la cumpărături. Prima dată avem o mare problemă în oraș cu lipsa de mecanici. Deci ce o să vreau să faci? Pe okay. cheltuiala trebuie ta. Trebuie să repart așa. Toate vehiculele pe care le găsești în Mine City. Dacă sunt măcar un pic ciobite, le iei și le repari pe toate. Apropo, aia de la mine, din mașina roșie, e destul de ciobită și aia, te rog să o repari. Avioanele de poliție și mașina oricui okay. este un pic stricată. Ăsta e primul task, da? Și al doilea task, ce o să vreau să faci? Deci s-a apucat aici Sinner să pună el niște copăcii, da, e frumos, îmi place, dar uite, de exemplu, nu-mi place că pot să văd plotul ăla urât al lui Bebe Costin și al lui Insanity de aici. Insanity, deci vreau da. Copaci peste tot. Deci vreau să te duci să peste farmezi tot, okay. două stack-uri de sapling-uri de oak și să pui peste tot. Ok, am o rugăminte. Pot să mă duc să verific la la locuitorii, să văd dacă au sapling-uri și să le folosesc în scopul orașului? Nu, no, trebuie să faci tu rost de sapling-uri. Nu ai voie să furi de la alții. Munca păi în folosul, munca în folosul comunității nu se face cu materialele okay. săracilor okay. orășeni. Bun. Deci astea sunt cele două testuri, da? Da. Bun. Crezi o că te descurci? O să repart... sper. A, te descurci, bă, Silent, mă, că tu ești spuma, ești crema în orașul ăsta. Băi, ia stai, mă, tu așa, am în afară înțeles. De crimele alea, tu nu mai furase niște năsoși? Da, o să mă duc să repară. Hai, du-te mai repede, du-te mai repede și repară-le. Au. Da. Da, în cazul în care nu știați, eu mă întorc înapoi aici, că am treabă. Hai, pa, mult noroc. Da, în cazul în care nu știați, am făcut cea mai șmecheră închisoare din Mine City pe live-urile de pe Glovo, unde sunt live chiar acum, gen înainte să mă dea afară, probabil e ultima lună. Și efectiv blocurile astea nu pot fi sparte. Gen efectiv n-ai cum să ieși de aici decât dacă folosești așa ceva sau dacă buguiești jocul ăsta nemernic, nenorocit, plin de buguri și ieși cu o perlă, deși jur că am crezut că două rânduri de astea o să facă perla efectiv imposibil de folosit, dar mă gândesc că atâta timp cât folosim gratii, perlele o să treacă, așa că poate dacă folosim blocuri întregi, dar ce facem? Punem blocuri întregi aici? Nu e bine. Da, se pare că este mai greu să ținem youtuberii ăștia în închisoare decât am crezut, așa că o să punem aici asta. Ca idee, dacă vine cineva să fure de aici, să mă bată ștrugaleții de nu înfundă pârnaia o zi întreagă. Nu mai fac deal-ul pe care l-am făcut cu Silent, ci am făcut deal-ul ăla doar ca să văd exact ce se întâmplă. Știi, am zis, bă, dacă poți să scapi, îmi zici cum și nu-ți mai dau pedeapsă gen de închisoare și doar faci munca în folosul comunității. Și da, aparent perlele sunt, dar mă mir că toată lumea are foarte multe perle la el. Dar cine Dumnezeule mare are atât de multe perle la el? Eu asta nu înțeleg. Iar dacă ai... De ce e de asta de încetinire aici dacă nu este efectiv... Capibara. Dacă nu este efectiv trecere, eu asta nu pricep. Ia că punem o trecere, uite aici. Așa, asta e una. Pam, pam. Și cealaltă parte o să arate cam așa și... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bun, gata, avem o trecere și aici. Cred că în alte părți nu mai trebuie treceri. Sincer, cred că trebuie o trecere aici. Dacă nu mă înșel, trebuie una aici. Mă gândesc eu. Da, ca să nu mergi toma până în cealaltă opa. Să nu mergi toma până în cealaltă parte. Am înțeles. Că uneori oamenii mai vor să vină la secții și trec pe aici, ilegal, știi? Și o să punem aici trecerea, uite așa. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Gata. Trecere frumoasă, frumoasă. Aici dacă am face o mini trecere. Perfect! O mini trecere aici. Păi da, mă, că
Teoretic, pe aici n-ai avea voie să treci așa pur și simplu, nu? Dar acum ai voie și pe aici. Gata, avem treceri, totul e frumos acum. Băi, eu zic că orașul ăsta se duce într-o direcție foarte bună ca... cu mine ca polițist. Dar să-mi spuneți și voi în secțiunea de capibara ce credeți. Ce ai zis că ai terminat? Da. Cum așa repede? Păi, ok, ai zis să recapitulăm. Ai zis să repar toate mașinile, toate vehiculele din... așa, poți să verifici astea, asta, avionalele... Asta galbenă? Sincer, nu, zic sincer, asta, deci când am venit, m-am uitat, am dat-o... Mă jur că nu era, mă jur. Nu știu, poate aha, a fost aha. Nu, nu, asta, da. Asta pe bune, nu, nu, gen, chiar n-am văzut-o, am verificat-o, dar nu, nu părea stricată, m-am uitat și la ATV. Nu, ATV-ul e stricat? Nu-mi dau seama. Nu, nu, e, nu, e ok ATV-ul. Nu le-am luat pe toate, m-am uitat ce era stricat, mașina ta era stricată. Ia, urcă-te aici pe el. Haide, haide, să dăm o tură. Dacă așa. Toți suntem aici, vezi că sunt plantați copăcei, o să crească, da. Vezi. Da, văd. Sunt cam peste tot. Cam răruțe așa, dar hai să zicem, na. Nu o să se mai vadă plutul lui Marius Costin, dacă asta era. Da, da, problema. Da, aia aș vrea gen să nu se mai vadă. Bun, la tine ți-am zis să am repar. Aici nu sunt mașini, e doar la na. Mădălin. A lui oricum nu trebuia să-i repar dacă era. Nu, că n-a avut. Merită. Aici nu sunt. Nu știu cine a mai avut nevoie. Cred că a mai avut nevoie Nocivanu. Nocivanu, i-a mai reparat că... puțin. Da, el avea da, o problemă, da, da. Parcă mașina asta era un pic stricată. Da, acum e nouă și da, asta. Da, da, am reparat-o. Avioanele, Sinner n-are nevoie de reparații. A fost asta verde, avariată. Era daună totală. Da, da, o știu și pe aia. Uite, e bine că bun. E reparată. Și încolo nu mai sunt. Puteți să opriți la plutul meu, vă rog. Dacă... Noi, că dăm cu spatele. Bip, 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 bip. Doar 50 de blocuri, nu uitați. Gata, gata. Hai că n-au fost 50 de blocuri. Uite, o parcăm, stai așa să parcăm mea... fix pe trecere, uite așa. Fix pe trecere, e perfect. Rugămintea mea dacă puteți să eliberați aceste... Hai bă, aceste... că eliberăm, na, uite, ca să poți să intri și tu la tine pe plot. Dar fă-l și tu mai frumos, ce e gherla asta aici? Uite cât de urât e totul. Da, n-am apucat, v-am zis că am fost la călugări, la astea, n-am mai apucat. Păi vreau să... Dar o să mă ocup. Garajul ăsta ce e? Că nu mai e voie cu magazine, de ce nu l-ai dat jos, ha? Păi nu e garaj, adică e garaj, dar nu e magazin. Aha, păi și așa e așa garajul la intrare. Azi că mai găsesc eu iregularități pe acest plot dacă mă uit. Nu mai sunt, gata. Ești tu sigur, ai niște animale. Nu mai sunt. Tu știi că nu mai e voie cu ferme, nu e așa? Da, acum le strângeam. Exact, așa, scoate de acolo plantele astea, că și așa nu le mănânci. Da, le-am scos. Ca și nou. Deci, suntem ok, domnul? Da, suntem ok, uite, ți-am dat și niște mâncare, să nu zici că te-am pus să scoți plantele de pe plot mulțumesc. Și să mor de foame. Na, uite, ți-am dat mâncare. Da, mulțumesc. Da, păi da, nu știu, eliberezi și tu gardurile astea de pe aici, dar mă rog, asta ține de planul urbanistic, știi? Da. Scoate și tu chesturile astea, mamă, ce e cu chestul ăsta aici la intrare? Vai. Da, o să fac curățenie acum, mă ocup. Bine, hai, să nu mai faci crime. Stimă că... și respect. Să da, nu mai da, faci da, crime, da. Că-s ochii pe tine. Ai, bă, Silent ăsta cât te-a făcut în viața asta și tot l-am lăsat să scape ușor, mă, ești nebun. Dar cel puțin acum lucrăm să facem noua pușcărie impenetrabilă. Da, sunt destul de sigur că dacă punem youtuberii să intre acolo și să apese pe pat, după care îi omorâm... sunt destul de sigur că efectiv nu o să mai poată să scape pentru că nu o să mai aibă perle și chiar dacă ar avea perle ascunse pe undeva, eu zic că nu o să poată să se teleporteze deasupra pentru că peste tot aici punem blocuri solide care nu vor putea fi sparte și apoi youtuberii o să se ok, decât cu chestia asta a mea, dar apoi youtuberii o să se asfixieze și o să moară și o să zică i-am pierdut idolele. Așa o să facă, pe bune vă zic. Dacă nu o să fac așa, eu nu sunt cel mai bun polițai în Mine City. Bun, deci asta vine și și cred că atât a fost. Acum trebuie desigur să reparăm acolo, dar aia altă dată.
Și nu știu dacă știați, dar în seara asta este ziua nocivanului, așa că o să-l așteptăm pe server cu un tort, cu căpșuni și o să-i cântăm la mulți ani și vreau să scrieți cu toți în secțiunea de comentarii: wow, nu pot să cred că tocmai a fost ziua nocivanului, acum 2 zile sau ceva de genul ăsta. Ce Dumnezeule mare se întâmplă. Bro, o ștrangulezi! Bine sărbătoritul! Oh, sărbătoritul nocivan! Ce faci la mulți ani, nocivane? Mulțumesc! Ha, bă, am și un cadou pentru tine și Danny Den are un cadou pentru tine. Wow, vreau să ne petrecem ziua în Mine City. Vrei eu să n-am petrecem? Prieteni în realitate. Noi, ce? Nu ai prieteni în realitate? N-am prieteni. Bun, nocivane. Voi singurii mei prieteni. Eu și mai cine? Suntem doar noi aici, păi nu și ceva. Dani, ai zis că și Dani da, mi-a pregătit. Dar el a pregătit un cadou și nu e aici cadoul lui, trebuie să vii să-l vezi. Ah, ok, bun. Dar ce vrei prima, da. Cadoul meu sau al lui? Prima oară vreau să arunc așa cu diamante ca nebun. Nu le lua. Mai știi, nocivane, când ai trecut pe lângă diamantele mele și mi-ai furat vreo 30, ai fugit? Mai știi că trebuia să țin eu 2 stecuri de diamante și totuși le-am dat înapoi? Ah, da, ok. Bun, prima dată cadoul meu, cadoul meu. Ok. Dar hai la o masă, că nu putem să stăm așa pe jos, știi? A venit tu niște mese pe aici? Nu mai sunt, că a venit primarul. Da, uite aici, la vechea bancă, sunt niște bănci. Da, că hai să stăm normal, aici normal, unde să fie băncile, gen. Bun. Sper că ți-e foame, nocivane. Nu prea, dar fac să fie foame, ia. Stai. Dă-mi câțiva pumni acolo, Așa, bate-mă de ziua mea, bine mă, bravo, mersi. Am dat pumnul ăla puternic. Degeaba, că tot am full copănele. Mai aleargă și tu un pic, mai. Nu vrei sport să mai dai mine, a? Păi ia cât, că dacă mai dau una, mi-e frică că... Păi nu, poți să dai lejer, că am armura de... Nu-mi scade deloc, 0 inimioare. Acum? Ok, nu mai gata, am lui de atâta. Ok, lasă, că am aici pentru tine un cadou, n-a văzut Parisul, nocivane, ia, vino mai aproape, vino aici pe băncuță, bun, fii atent, prima dată, da, am pentru tine, fii atent, am pentru tine prima un dată, tort. Mai multe cadouri, hopa, mamă, cu ce-i tortul? Cu căpșuni, nocivane, tortul. Wow, cât de fain arată. Da, și uite, da, îți dau și furculița asta ca să ai cu ce să-l mănânci, da? A, o furculiță... Da, dar aș dori furculiță. Bă, face tron. Ia, ce zice? Bună furculița? Ia. Stai să încerc să mănânc cu ea. Efir. Ok. Bă, nu-l înțepa așa. Așa. Mamă, vreau să te întreb cum l-ai făcut. Ha, cu multă ce dragoste, nocivane. Uite, dacă ți-e sete, uite. Am și niște suc tot de căpșuni. Un suculeț, da, nu mi-e sete încă. Ăsta când o să-ți mai fie foame, vii să mănânci din el, că nu mai poți să-l iei acasă. Aici a rămas, s-a umplut de mizerie dacă îl ridici. Știi ce aș vrea eu? Aș vrea să te văd pe Pink mănâncă. Aș vrea să te văd cum mănânci tort din ăsta din Minecraft. Tort din... Mersi de idee, să mă bată ștrugaleții. O să plătesc o de aia să facă tort din Minecraft. Let's go. Ok, bun. Oh, bun, hai să vezi. Deci, cadoul lui Danny Den, sincer, nici eu nu m-am așteptat. Gândește-te că a stat omul meu o zi întreagă să facă chestia aia, pentru că... O zi întreagă, da, pentru mine? A zis, bă, nocivanul m-a rugat să fac și eu... Opa, cred că știu despre ce vorba. A fost timpul să mă apuc în sfârșit de treabă și chiar s-a apucat. Uite, îți plac noile treceri? Da, Danny Den Guardianu s-a apucat de treabă. Da, Danny Den, fii atent cum a început. Deci, ia uite, a stupat aici groapa. Ok. Da. Apropo, exact cum mi-am propus eu. A trecut Silent prin oraș. Hopa, și sper că direct la pușcărie cu el, nu? L-am băgat la pușcărie. Da. Și fii atent ce i-am făcut. I-am făcut o afacere. I-am zis că dacă reușește să scape capibara din pușcărie, nu-l mai țin la pușcărie, dar tot trebuie să plătească amenda și să facă muncă în folosul comunității. Și a reușit să scape, dar acum am o metodă perfectă prin care nimeni nu mai poate să scape din pușcărie vreodată. O să-ți explic eu, dar fii atent că a venit vorba. Sau ce? Nu știi, mă, nocivane, bă, ce a făcut Danny Den, nici eu nu mă așteptam. Mă, da, sigur a făcut Danny Den. Danny Den a făcut. Mă, stai un pic. Fă cunoștință cu noua pușcărie. Stai un pic, înainte să intru, că mi-am dat seama despre ce e vorba. Jură că Danny Den a făcut. Danny Den a făcut, mă.
Și de ce râzi? Pentru că nu mă crezi, îmi vine să râd, că mi se pare amuzant că n-ai încredere în Danny Den. Mai Danny Den, pe aici, ok, hai să zicem. Hopo! Mamă, zină astea indestructibile! Da, stai așa, nu civane să-ți arăt. Bă, nu știa Danny Den de din astea indestructibile. Cum nu știa, bă, Danny Den știa de alea. Ia, intră puțin aici, intră puțin acolo. Intră în cușcă. Ia, mai încearcă să ieși acum, hai. What? Bă, cum? Cum nu poți să sparg ăsta? Bă, s-a gândit Danny Den la toate, zic eu, rocivare. Nimic nu poți să faci. Și zi-mi că ai, te rog, item-ul ăla de... Dar nu te băgam, opa. Da, normal că am item-ul. Auzi, ia, încearcă cu item-ul să scoți tu astea, că sunt curios. Dacă merge. Nu merge. Cu click dreapta? What? Nu, cu click dreapta. Nu, zice că... Deci doar... Sorry, you cannot do that to this block. Nu, zice că e al lui I Hate Pink. Nu, e al lui Danny Den. Da, hai pic deci... să ne gândim. Deci, se pare că acest bloc a fost pus de Pink. Ia să vedem ăsta. Hopa, a, nu, eu am pus Pink. Doar alea două blocuri, atât. Ok, a, și ăstea, aparent. Ăla e, probabil tot devine pus că... Da, gen tot e pus de tine. Ai, șobolane. Dar Nintendo a fost rău, crede-mă. Nu vrei să primească, da. Să primești tu meritele, vrei să primească Danny Den. Da, și care e faza, youtuberii poate să scape dacă dau cu perle prin gratis și prin blocuri. Bine, deci, că ai zis asta, no. Fii atent cum o să funcționeze. Când arestăm pe cineva, îl băgăm aici, îl punem să apese pe pat, după care îl scoatem afară, băgăm gratis aici, îl omorâm. Se spunează fix What? Acolo fără iteme și este după gratii fără iteme. Da, și nu mai poate să iasă. Și își va pierde levelul, dar nu ne pasă nouă. E parte din viața de tâlhar, nocivane. Corect, poți să-ți pierzi viața dacă ești tâlhar și da, jefuitor. Da, pierzi XP-ul. Și da, uh-huh, corect. Uh-huh, da, foarte frumos. Dar totuși, hai să dezvoltăm puțin discuția asta. Adică de ce fiecare bloc e pus de Pink? Danny Den l-am lăsat eu pe contul meu. Uh-huh. Ah, da, are da, multă logică. A venit că... la mine, gen, acasă și am zis, hai mă, Dani, joacă-te și fă aia, știi? Dar el a făcut, mă jur. Ok, nu mai este niciun cadou, nu? Nu, atâta s-a putut, nocivare, atâta am putut să...